adresare către președintele țării Republicii Moldova, doamna Maia Sandu. Mă adresez ca un om pacific care cunoaște a rezolva conflictele. Stimată doamnă Maia Sandu, o viață am învățat, am crescut, am studiat, am făcut armata ca să fiu un cetățean exemplar cinstit în societatea noastră. Sunt Valentin Borodache, candidatul numărul 5 la alegeri locale ca primar și consilier în orașul Briceni. Vin cu o rugăminte la dumneavoastră pe care am încrederea că mă veți ajuta și mă veți asculta. Au rămas 10 zile până la alegeri, timp scurt în care până acum nu am făcut nicio întrunire cu poporul, dar o doresc din toată inima pentru o schimbare în Republica Moldova. O schimbare ce o așteaptă o lume întreagă și anume lumea cea mai săracă din țară. Nu pot desfășura activitatea electorală din pricina blocării contului Partidului Pace. De ce vă rog respectuos să dați un decret, un ordin conform legii, cum este legea nouă, ca să deschidă totuși acest cont electoral. Suntem de la 47 doar la număr pe întreaga Moldova. Mare mi-a fost mirarea când am primit aseară deja invitația pentru locul desfășurării votului. Și am fost puțin jignit zicând că uitați-vă, da, la noi încă nici banii n-au transferat, n-au deschis contul pentru a face măcar o întrunire la o casă de cultură din Briceni, așa cum au făcut acum bandiții la Briceni, au făcut și au fost și împotriva dumneavoastră cuvinte. Am speranța că ne veți ajuta și în curând ne vom întâlni chiar în calitate eu de primar al raionului Briceni. Nu mai mult să spun, dar mă limitez doar la atât. Mulțumesc mult și sper ca dumneavoastră să interveniți ca acești 7 candidați să-și poată desfășura activitatea electorală. Cu drag, Valentin Borodache, președintele Partidului Pace Briceni, candidat la funcție de primar și consilier Briceni. Mulțumesc tuturor!